Așa, pentru început vreau un sandwich. Uitați așa! Mă descurc cu el! Să vedem ce avem aici! Bomboane? Și cum să gătesc cu ele? Ha, sunt convins că la mine e mai bine! Ce? Și cum să lucrez cu asta? Tu ce ai? Wow! Eu am exact ce-mi trebuie! Uite și pâinea! Trebuie să o prăjesc! Aruncare? Ups! Firar, din nou rateu! Ține asta! Eh, cu ochii închiși? Ce mai e și asta? E imposibil! În fine, o voi pune pur și simplu! Apăs și mai rămâne să aștept! Auci! Ce ață începătoare are! Gata! Te voi tunde chel! Ce zici de asta? Auci! Așa! Uf! Sunt plin de ace! Ce dureros! Oh. Trebuie să le scot! Vei plăti pentru asta? Și cine mai e înțepător acum? Îl voi băga în prăjitor! Și acum, mango! Ce bine că știu un life hack cum să ajung rapid la miez! Și acum tai ceapa și ardeiul iute! Ce oribilitate! În fine, desfac KitKat-ul și-l pun în prăjitor! Și acum Kinder Joy! Vai, se pare că e o jucărie! Wow, ce robot tare! Hâș, hâș! Învârtiș! Așa, să peliez cașcavalul! Super! Și pâinea s-a prăjit! Pot face sandwich-ul! Mai întâi pâinea, acum salata, șunca, cașcavalul, încă o pâine și gata! Cât mai e? Vai, e gata! Ce fierbinte e! Ioc, duhnește! Deasupra pasta de mango, inelele de ceapă, ardeiul iute și acopăr cu a doua jumătate de cactus! Gata! Piu, piu. Au. Ce miros e ăsta? Ciocolata arde! Trebuie scoasă rapid! Vai, ce fierbinte e! Așa, deasupra pun pastă de Kinder, pun biluțe crocante și jeleu. Acopăr cu al doilea baton și e gata! Deci, Kate, timpul să guști! Așa, ce avem aici? Nu e rău! Încep cu asta! Arată delicios! Oh, exact cum îmi doream! Super! Și asta ce mai e? Gust? Nu-i rău! Stop! Iar de iute? Ah! Arde! Vai! Ups! Se pare că am ars ultimul sandwich! Se pare că nu-l pot salva! Scuze! Oricum ar fi câștigat acesta! E genial! Ura! Sunt atât de bucuroasă! Gata! Vreau bomboană pe băți! Floare la ureche! Ce am aici? Brocoli! Serios? Și cum să fac o acadea din el? Ghinion! Iar eu am Sprite! Oh, cred că știu ce voi face cu el! Yeah! Așa, eu am... gumă? Și cum să fac din ea o acadea? Agit și torn totul în oală! Adaug zahăr! Oh, da! Mult zahăr! Și colorant albastru! Oh, da! E perfect! Focul la maxim! Fierbe-te, scumpetea mea, fierbe-te! Îmi va ieși grozav! Așa, iau vata asta de pe băț și
scufund în zahărul ars. Nu se prinde prea bine. Trebuie să vărs totul într-un castron. Uite așa. Și acum fac o sferă cu mâinile. Din nou nu-mi reușește nimic. Oh, am o idee. Iau zahărul ars înăuntru și acum lipesc bățul. Acum sigur îmi va reuși. Perfect! Sunt un geniu! Am o idee! Deși nu, dar poate... Exact! Voi lua guma și voi face din ea un balon. Prea puțin! E nevoie de mai multă gumă. De tot pachetul! Acum voi face un balon adevărat! Super! Unde să-l lipesc? Hei, dezlipește-te! Uf, mi-a reușit! Și unde e glazura? Uf, mai că n-a scăpat! E gata! Așa, ce să fac? Am o idee! Uite și foarfeca de grădină! Ține asta, broccoli! Te voi tunde! Uf, am obosit! Bățul ăsta se potrivește perfect! Vai, am cam făcut mizerie! Adun numai decât! Și acum ce? Vai, l-am scăpat! Se mai întâmplă! Important e că cadeaua mea e gata! Timpul să guști, Kate! Wow, ce imensă e! Iac, broccoli! Iar asta arată exact ca în desen! Cu ea încep! Ce frumusețe! E cu gust de Sprite! Minunat! Și acum asta! Iac! Deloc delicios! Și acum cadeaua delicioasă! Wow! Iac, s-a spart! Și sunt plină de gumă! Ce scârboșenie! Învinge acadeaua albastră! Am zis! Serios? Am câștigat? Ura! Ce mai, sunteți gata? Vreau chipsuri! Vă descurcați? Ah, ușor! Ce am aici? Ceapă? De ce mie? Iar eu am... ciocolată? Bine, tu ce ai? Oh, sunt cartofi! Perfect pentru chipsuri! Îi voi pune pe furculiță! Uite așa, perfect! Acum curăț coaja! Ați văzut ce ușor e? Ceapa asta mă face să plâng! Și acum trebuie să o tai! Ce duhoare! Zec, mulțumesc! Ești așa de bun! Ține! Ioc, ce scârboșenie! În fine! Am o idee! Trebuie să fierb ciocolata în ceainic ca să se topească! Ce mai e și zgomotul ăsta? Dar de ce? Nu te tai! Cartof stupid! Un moment! Am un feliator special de legume! Bag cartoful în el și îmi ies imediat chipsurile perfecte! V-am zis eu! Sunt perfecțiunea pură! Pun piper și bag la microunde! Am pregătit deja uleiul. Acum trebuie să pun făina într-un castron. Iar în altul pun apă. Bag inelul în apă, apoi în făină. Învelișul e gata. Poți scufunda în ulei. Vai, uleiul mă atacă! Scapă cine poate! Oh, acum sigur s-a topit! Au,
m-am ars! Ce bine că am un castron de gheață! Îmi voi răcori degetele! Uf! Mult mai bine! Ceainic stupid! Iau ciocolata cu cleștele! Minunat! Perfect! Dai un colțișor și storc pe gheață! Primul chips! Minunat! Perfect! E chipsul ideal! O încântare! Ce e cu mirosul ăsta? Wow! Oh, da! Cât de delicios miroase! Chipsurile perfecte! Și, desigur, ce chipsuri sunt alea fără ketchup? Se pare că inelele mele de ceapă sunt gata! Timpul să le pun pe farfurie! Gustă mai rapid, Kate! Wow, câte chipsuri diferite! Încep cu astea! Cu ketchup! Oh, da! Sunt așa de delicioase! Și asta ce mai e? Iac! Miros de ceapă! Și unul e îndeajuns! Acum astea! Ce interesante sunt! Gust! Wow! Sunt de ciocolată! Sunt nebunesc de bune! Victorie curată! Ua! În sfârșit am învins! O, da! Ați văzut? Bine, vreau mai întâi pizza! Uitați așa! O, sunt cel mai bun la asta! Desigur, să începem cu aluatul! Pun făina în mixerul meu, spar câteva ouă acolo și, bineînțeles, pun apă! Acum lăsăm totul să se transforme în aluat! Deocamdată mă ocup de roșii! Ce aromă! Wow, ce faci acolo? Ce ar trebui să fac cu produsele astea? Poate e timpul să le înlocuim? Așa e mult mai bine! Cu asta pot lucra! Pentru început voi lua Oreo și un sucitor! Acum voi transforma aceste pursecuri în praf! Haide, ține! Uite așa! Cum îți place tehnica mea de gătit? Nu va mai rămâne nimic din ei! Grozav! Acum pot turna fursecurile într-un bol și pot adăuga Nutella acolo! Acum amestecăm totul bine! Mmm, ce delicios iese! Acum întindem super aluatul de ciocolată ca pe un aluat obișnuit de pizza! Pur și simplu perfect! Acum umplutura! Să începem cu ursuleții de jeleu! Acum bezelele! Și după ele bomboanele M&M's! Oh, și Skittles! Cine nu iubește curcubeul? Ce frumusețe! Fiecare parte are gustul ei! Salivez! Oh, nu e ceea ce credeți? Uitați și au restul! Voi acoperi tot aluatul cu sosul meu de roșii secret! Acum e timpul pentru brânzeturi! Ce savoare! Le dau pe răzătoarea mea profesională! Da, cu cât mai mult cașcaval, cu atât mai bine! Hmm, poate să-i diversificăm culoarea? Adaug colorant și amestec bine! Și încă de două ori! Acum am cașcaval colorat! Tot ce mai rămâne de făcut este să îl presar! A ieșit perfect! Mănușire la o parte! Timpul să coc această perfecțiune! Pizza mea trebuie să aibă vitamine! Mai întâi broccoli, iar acum două ouă! Și acum e timpul să scuturăm totul! Oh, e prea tare! Ar fi trebuit să închid capacul! Scuze, scuze, nu-l pot controla! Oh! Mulțumesc, dragă! Ești o scumpă! Și iată că aluatul meu e aproape gata! Rămâne doar să-l pun pe o tavă de copt! Acum îl voi nivela ușor cu o spatulă și baza de pizza e egală! Acum voi tăia cașcavalul
Și voi întinde sosul de roșii peste. Bineînțeles, broccoli. Frumusețe! Pot pune totul la copt. O, aici suntem eu și pizza mea grozavă. Rămâne doar să o feliez. Perfect! M-am depășit pe mine însumi. Ce-i asta? Și aceasta e pizza mea sănătoasă pentru nepoata mea. Ei bine, din moment ce toată lumea e pregătită, e timpul ca Phoebe să guste. Wow! Stai! Iar broccoli? Nu, nici nu voi gusta! Și asta arată delicios! E colorată? Tare! Și ce gust are! Nu-i rău! Îmi place! Acum ce? O, arată bine! Cu ce aromă începem? Aleg geleurile! Wow! E înnebunitor de delicioasă! Pizza cu bomboane e pur și simplu uimitoare! Aceasta e cu siguranță o victorie! Serios? Ce tare! Invidiați-mă! Acum vreau limonadă! Îi puteți face față? O, da! E ușor! Am recipientul potrivit! Și am și Sprite! Acum trebuie doar să-l torn înăuntru! Uite așa! O, lămâi proaspete! Hei, poate folosești pâlnia? O, ce prostuță sunt! Chiar e mai ușor! Și acum voi diversifica gustul cu geleuri și Skittles. O să le torn chiar înăuntru. Ce frumos iese! Și ce culoare are băutura acum! Scoatem pâlnia și punem capacul. Și voi ce faceți? O, ce pepene greu! O, nu! Acum strănut! Apciu! O, totul se învârte! O, pepenele s-a desfăcut! Perfect! Acum voi lua un blender vertical și voi transforma pulpa în suc. Așa se face în stilul bunicii! Am și mentă și lămâie! Adaosul perfect pentru limonada mea de pepene verde! Totul e natural și delicios! Așa e? Cred că acest shaker e mai potrivit! Acum gheață, o pun înăuntru, puțină apă deasupra, acum trebuie să mărunțesc căpșunile și e timpul să le pun și pe ele în shaker. Acoperim cu capacul și agităm bine. Amestecăm totul. Super! Tot ce rămâne este să-mi torn limonada într-un pahar. Ce culoare! Acum mure. Ce bine că sunt un barman profesionist. Culoarea perfectă. Mai multe fructe. Câteva mișcări și fructul este gata. Acum voi tăia o portocală și o voi transforma în limonadă. Acum pepene galben. Important e să nu mă opresc. Gata! Urmează kiwi. Ultimul pas. Doar ce culoare! Rămâne doar să-mi decorez limonadele curcubeu. O, da! O adevărată operă de artă! Nu-i așa, doamnelor? Și la mine! O, nu! Limonada mea a devenit înfricoșătoare! Și Phoebe va gusta acum! Îmi pare rău, surioaro! Wow! Atât de multe! Și ce-i chestia asta groaznică? Nu arată bine? Nu o să gust? Dar pepenele verde pare foarte bun! Ce delicios! Și atât de rocoritor! Perfect! Wow! E un întreg curcubeu de băuturi aici! Trebuie să le încerc pe toate!
Înnebunitor! Sunt atât de delicioase! Fiecare în felul său! Cât de tare! Și ce ai pus scânteile? Iasă! Ah! Ceva mă zguduie! Ah! M-a durut! Mai bine mă opresc la pepenele verde! E mai sigur! Am câștigat? O, ce plăcut! Mulțumesc, nepoato! Bine! Aproape gata! Vreau un tort întreg! Se poate? O, tort! Sunt cea mai bună la asta! Făină, lapte, ouă... E timpul să frământăm aluatul! Ce? Făină și lapte? Prea dificil! Eu aleg blaturile gata făcute! Pun și mai multă ciocolată deasupra! Și acum bezele! Încă un strat de ciocolată! Și acopăr cu al doilea blat! Gata! Tare, bunico! Dar nici la mine nu e mai rău! Să-l băgăm la cuptor! Ce? Au plecat? E timpul pentru planul meu viclean! Voi câștiga cu acest cheesecake perfect! Două bucăți una peste alta! Iar acum le voi înveli cu marțipan! O mișcare ușoară a mâinii și marginile sunt perfecte! Și pe lateral puțină culoare! Și bineînțeles, deasupra! Voi aplica un mic model și câteva decorațiuni de marțipan. Voi întinde un cârnăcior și voi face tortul meu să fie ideal. Parcă ar fi pictat! Exact cum mi-am dorit! Doar se pare că mai trebuie adăugat un detaliu. Acum voi sculpta! Oh, plăcinta mea arată grozav! El ce are? Da, furculița mea comestibilă e gata! Și ce tort e ăla fără cireșe? E foarte tare! Ce e cu mirosul ăsta? Plăcinta bunicii! Trebuie să încerc! Ce delicioasă e! Puțin mai mult? Bunica nu va observa! Ce delicios! Șeful ăsta e chiar priceput! Oh, nu! Cine mi-a mâncat plăcinta? Cum așa? Ce să fac? Am o idee! Bine că am fructe de pădure proaspete! Cu siguranță vor repara chiar și cea mai mare problemă! O să fac și eu un model! Și niște decorațiuni! Acum pare și mai apetisant! Dar al meu nu! Ce să fac? Exact! Literele cu sirop de caramel pot repara totul, nu? Sau nu? În orice caz, e timpul să încerci, Phoebe! Totul e atât de frumos! În afară de ăsta! Se destramă! Poate e bun la gust? Nu prea! Și e prea dulce! Wow! Plăcinta bunicii cu fructe de pădure proaspete! Perfect! Mmm, ce delicios! Nu mă pot ține în lături! Tare! Și chestia asta interesantă? Furculița e inclusă? S-a rupt? Stai puțin! Dar e comestibilă! Trebuie să feliez tortul! Hopa! S-a prăbușit puțin! Ei bine, nu contează! O să încerc! Wow! E perfecțiunea curată! Acest tort cu siguranță câștigă! Îl voi mânca pe tot! Serios? În sfârșit! Ura! Adică știam, desigur! Mi s-a făcut foame și nu am nimic de mâncare.
ce nimic! Am cele mai delicioase sushi! Tare! Doar că miros cam ciudat! Nu le vreau! Dar ce zici de căpșunile astea în ciocolată pe băț? Asta e complet altceva! Arată foarte delicios! De ce au viermi în interior? Ce scârboșenie! Te-ai decis să mă otrăvești? Ce mai e și asta? De unde sunt fulgerele? Bună tuturor! Poate vrei să guști mâncarea la Wednesday? Haide! Mâncare? Nu voi atinge niciodată scârboșenia asta! Ia-o de aici! Da, nu am ce mânca! Chiar! De ce să nu organizăm o provocare? În sfârșit pot mânca pe cinste! Provocare? Haideți să încercăm! Pregătiți-vă să-mi vedeți victoria! Vreau ca în prima rundă să mă bucurați cu înghețată delicioasă! Interesant! Nu am mai gătit niciodată înghețată! Sper să-mi reușească! Dacă înghețata e rece, aici clar nu mă descurc fără gheață! Trebuie să o pun în blender și să mărunțesc! Jess, se pare că ai uitat să pui capacul! Fie ca un cup de gheață după ceapă să-ți dea o lecție! Vai! Ce mai e și asta? Ce oribilitate! Ajutor! E rece! Nu e deloc haios! Dar stop! Trebuie să recunosc că a fost util! Am găsit capacul! Acum pot continua să mărunțesc gheața! Gata! Acum trebuie să pun gheața într-un pahar din care mai apoi înghețata va fi comod de mâncat! Dar asta nu e tot! Rămâne cea mai importantă parte! Trebuie să pun glazură delicioasă pe gheață! Am ales două feluri de Fanta! Vor da gustul necesar operei mele de artă! Ce înghețată mai e și asta! E doar suc turnat peste gheață! Mașinăria mea minune a pregătit deja cea mai adevărată înghețată de fructe de pădure! Apoi trebuie să pun forma și să torn cu grijă înghețata în ea! Atunci îmi va ieși un tort de înghețată! Nu e asta grozav? Acum trebuie să-l bag în congelator ca să se congeleze! Va fi incredibil! Cât de plicticoși sunteți! Doar metoda mea de mărunțit fructele e mai interesantă decât toată înghețata voastră! Gata! Nu mai am nevoie de fierăstrău! Fructele sunt delicioase! Dar nu e îndeajuns! Acum am nevoie de lapte și de râme de jeleu! Toată lumea le adoră! Acum e timpul pentru azotul lichid care îmi va îngheța înghețata! Ta-da! Tortul meu e deja gata! Mai exact, aproape gata! Mai rămâne să-i fac straturile! Așa va arăta ca un castel adevărat! Și de ce să nu adaug niște corneturi? Doar priviți ce cetate incredibilă mi-a ieșit! Iar eu îmi voi prezenta înghețata într-o ceașcă drăguță în formă de craniu. Eu zic că arată nemaipomenit! Dar și castelul bucătarului ăsta arată grozav! Nu vreau să câștige! Trebuie să-i pun explozibil! O dinamită mică se va descurca cu asta! Uitați ce creier adevărat și delicios mi-a ieșit! Frumusețe! Sophie, timpul să alegi învingătorul! Nici nu știu de unde să încep! Uimitor! Nu am mai văzut niciodată un castel de înghețată! Wow! Trebuie să-l gust mai rapid! Deși îl las la urmă! Mai întâi mă ocup de ceilalți participanți! Ce mi-a pregătit Jess? Iac! Ca și cum ar fi Fanta cu apă! Scârbos! Timpul să gust înghețata lui Wednesday! Arată grozav!
Și nici gustul nu-i mai prejos. Îmi place! Dar urmează principalul concurent. Timpul să gust castelul ăsta de înghețată! Ce minunăție! Ce gust nemaipomenit! Vreau să mănânc fiecare cornet! Vai! De unde e o bombă aici? La pământ! Ce-a fost asta? Bietul meu tort! A mers! Ba nu! A fost grozav, dar prea periculos! Câștigătoarea rundei este Wednesday! Felicitări! V-am zis eu să fiți pregătiți! În a doua rundă, fiecare dintre voi va trebui să mă servească cu pizza! Interesant! Doar că nici pizza nu am mai gătit! Sper să-mi reușească! Blatul gata pregătit e cam tare! Voi face prima pizza din lume din dulciuri! Sofia adoră dulcele, așa că am șanse să înving! Mai întâi trebuie să topesc bezelele! O voi face cu ajutorul uscătorului de păr! Gata! Acum în bezele punem popcorn! Amestecul ăsta arată deja apetisant! Trebuie doar amestecat bine! Așa mai zic și eu, blat de pizza! Uitați-vă ce delicios! Și ce mai e și cu mâna asta tăiată? Nu e orice mână, e mâna! Mâna mă ajută să amestec blatul de pizza! Nu se prea descurcă! Mâna nu are atâta experiență încă! În fine, gata cu vorbăria! Timpul să gătim pizza! Trebuie să facem din aluat o clătită, apoi să punem pasta de roșii pe ea! Mai departe urmează cașcavalul cu care pot desena ceva drăguț. Dar nici asta nu e tot! Cum se poate fără măsline? Fetelor, am făcut pizza în toată cariera mea de bucătar! Așa că nu vă puneți cu mine! Cu atât mai mult că baza pizzei mele va fi cașcavalul colorat! Înseamnă că va fi mai frumoasă ca ale voastre! Eu îmi voi prăji pizza cu un arzător! Pornim! Gata! Cine i-a dat voie nebunei ăstea să aducă un arzător în bucătărie? Deși acum și pizza mea e gata! Acum trebuie să-i mulțumesc lui Wednesday! Pizzele voastre sunt deja gata? Înseamnă că și eu trebuie să adaug rapid mai multe dulciuri! De exemplu, puțină Nutella, ursuleț de geleu și, desigur, bomboane Skittles! Sophie, ce zici? Timpul să alegi câștigătorul! Toate arată atât de apetisant! Nici nu știu de unde să încep! Cred că voi începe cu pizza dulce a lui Jess! Vă zic sincer, nu e comod de luat cu mâinile! Delicios, dar prea dulce! Să vedem ce mi-a pregătit Wednesday! Până și pe pizza a desenat ceva înfiorător! Ce mai e și asta? Măsline? Le urăsc! Scuze, Wednesday, dar nu pot iubi pizza cu măsline! Mai rămâne să gust pizza bucătarului Sam! Sper să mă bucure! Delicios! Ador cașcavalul! Mai ales când e colorat și frumos! Ce mai? Nu încă pe îndoială! Asta e cea mai bună pizza a rundei! V-am avertizat că am gătit pizza toată viața! Mersi, Sophie! În ultima rundă gătiți în brioșe! Zis și făcut! Jess, nu vrei să pui telefonul jos? Încercăm altfel! Pune telefonul jos! Așa e mai bine! Timpul să gătim brioșele! Floare la ureche! Îi voi găti lui Sophie o brioșă neobișnuită în cană! Pentru asta trebuie să torn cacao și puțină făină! Acum trebuie să adaug un ou crud, puțin zahăr
și bicarbonat. Trebuie să amestec aluatul în cană. Desigur, să nu uităm de lapte. Acum trebuie totul amestecat cu ajutorul unui mixer mic. Face puțin zgomot. Amestec. Și bag totul la microunde. Acum trebuie să aștept puțin. Vedeți ce ușor se fac brioșele? Totul se poate face pe masă. Oh, a mea e deja gata! Am reușit! Baza este... Acum e timpul pentru cremă. Și bomboane M&M's. Uitați ce drăgălășenie îmi iese! Sunt complet uimită! Cred că lui Sofie îi va plă... Cine bate așa? Wednesday, ce faci? Nimic special! Vreau doar să fărâm biscuiți Oreo pentru că primiturile vor fi baza brioșei mele! Dar nu sunt îndeajuns! Am nevoie de ceva cu care să-i lipesc! Siropul de ciocolată se potrivește perfect! Acum trebuie să amestec bine și să fac niște brioșe neobișnuite. Gata! Cred că lui Sofie îi va plăcea! Wednesday arată oribil de plictisitor! Nu te pricepi deloc să faci brioșe! Nu se vor coace bine! Dar ale mele, da! Trebuie doar să le bag la cuptor! Gata! Mai rămâne să le pun pe ceva! Le voi pune în pahare umplute cu diferite gustări! După cum se știe, nu-s niciodată prea multe bombonele! Doar uitați ce frumos arată bombonelele puse pe culori! Arată numai decât apetisant! Timpul pentru cremă! Și de ce să nu le fac o fățucă? Așa vor fi mai simpatice și mai drăguțe! Iac, bucătarul e prea dulce! Brioșa mea va fi în formă de mormânt din care iese un zombie! Eu zic că e o idee genială! Doar priviți ce grozav a ieșit! Parcă ar fi un cadru dintr-un film horror! Fărâmele de ciocolată? Da-da! Lui Sophie sigur îi va plăcea! Mână, vino aici! Ce mai e și asta? O mână tăiată! Ce oribil! Oh, nu! Bietele mele brioșe! Ce să mă fac acum? Mână, vei fi o tavă perfectă pentru brioșă! Iar tu, bucătarule, n-ai decât să te obișnuiești cu ideea că ai pierdut! Ce să vezi? Am timp să corectez totul! Pe loc! Vreau să gust brioșele! Așa că dați-mi-le! Interesant! Sam, de data asta nu ți-a reușit nimic! Un haos, nu brioșe! Wednesday din nou a făcut ceva înfiorător! Nu am mai văzut brioșe în formă de morminte! Dar trebuie să recunosc că arată delicios! Vai! O mână tăiată! Ce coșmar! Și a atins brioșa? Scârbos! Jess, speranța mea e în tine! Brioșa ta în can arată foarte apetisant! Sper să fie la fel de bună la gust! Minunată! Jess, te felicit cu prima victorie! În sfârșit! Cât am așteptat-o! Ura! Oare ce vrea micuța Jess? O, vrea prăjitură! Excelent! Va fi făcută, da, prieteni? Totul va fi la cel mai înalt nivel! Să începem cu aluatul pentru blatul prăjiturii mele grozav de gustoase! Trebuie să amestec făina, zahărul, laptele și un ou! Gata!
Acum ingredientul secret. Siropul roșu de căpșuni. Lipicios, dulce și fierbinte. Ai crezut că e sânge? Nu, micuța Jess nu ar aprecia asta. Ei bine, gata. Acum trebuie totul amestecat până la o consistență omogenă. Turnăm totul într-o formă rotundă și lăsăm timp de 10 minute să se coace complet. Trebuie să fie perfect! Aluatul meu e gata de mult timp. Miroase incredibil! Acum trebuie să-l lăsăm să se răcească. Apoi să-l tăiem în straturi egale. Voi avea o prăjitură uimitoare! Uitați cât de egal e totul! Nici o prăjitură nu poate fi completată fără o cremă delicioasă. Acum voi unge fiecare blat cu o cantitate generoasă de cremă. Cred că tortul meu arată mai bine cu puțină culoare. Am câteva bucăți de ciocolată colorată lucrată manual. Acum o voi topi într-un vas cu apă și vă obține glazura perfectă. Arată foarte amuzant! Mai ales cuvintele tale despre cea mai bună prăjitură. Pentru tortul meu voi folosi Nutella. Dar nu una mică, una mare. Asta ar trebui să fie suficient. Hai să gustăm mai întâi. Degustarea în timpul gătitului e foarte importantă. Parcă mi-a lipsit ceva. Nu prea am gustat. O, da, acum sigur am mâncat. Adică am gustat. Putem să gătim tortul chiar acum. Mai e un pic de Nutella la fund. Ar trebui să fie suficient. Adăugăm făină, ouă, zahăr și amestecăm totul. Gata! Acum punem totul în cuptorul cu microunde. Oh, găleata e prea mare! Oh, am o idee! Am o mână de fier aici! Ea mă va ajuta să gătesc totul rapid! Și gata! Acum îl scoatem. Decorăm cu bombonele. Și gata! Oh, blatul meu e gata deja! Un moment! Așa! Arată-te! Wow, e uimitor! Acum îl voi felia! În părți egale! Noroc că am unghiat cuțite! Gata! Acum trebuie să ungem toate straturile cu frișcă! Dacă nu știați, vampirii adoră frișca! Așa! Întindem bine! Și acum am nevoie de câteva decorațiuni! Gata! Păi, anjeni, săriți pe tort! Magic! Oh, ciocolata mea s-a topit! Excelent! Arată exact cum îmi doream! Acum o turnăm într-un bol. Dar nu amestecăm. Asta e important. Și din bol o turnăm pe tortul nostru delicios. Uitați-vă cât de colorat este! Nemaipomenit! Excelent! Sunteți pregătiți? Micuță Jess, torturile vin către tine! Wow, asta e uimitor! Totul arată extrem de apetisant! Cu care să începem? Să începem cu acest colac de ciocolată. Să-l tăiem. Cât de tare e! Poate gustul va fi mai bun? Încercăm. Ce groaznic! Și ce avem aici? Tortul pare foarte colorat. Vreau să gust. Delicios! Wow! Și asta ce mai e? Păi, anjeni? I-au scos din cămară? Să gustăm! Dar parcă e puțin înfricoșător! Arată bine! Și gustul e minunat! Dar ce am în gură? Ia! Un păianjen! Un tort înfricoșător!
acesta e câștigătorul! Mulțumesc, Jess! Ai gusturi bune! Vreau popcorn! Îmi faceți dulce-dulce! Fără probleme, Jess! Acum voi pregăti cel mai bun popcorn din viața ta! Popcornul clasic ar fi prea simplu pentru mine, cel mai genial șef de pe planetă! Voi face popcorn într-o jumătate de sferă de ciocolată! O rump bezele, apoi închidem cu cealaltă jumătate! Trebuie să adaug puțin acțiune în mâncarea mea! Am câteva artificii rămase de la anul nou! Acum să le punem în joc! Bomba mea de popcorn cu ciocolată e gata! Arată complet absurd! Voi pregăti popcorn clasic! Care cu siguranță îi va plăcea micuței Jess? Nu port acest candelabru degeaba! Și eu voi face popcorn din porumb! Dar cum se pot scoate boabele? Ah, da! Voi pune boabele într-o tigaie și le voi încălzi! Sper să-mi iasă un kilogram de popcorn! Voi adăuga puține Skittles și voi închide capacul! Așteptăm! Aud că explodează deja! E bine că am acumulat multă răbdare în cei 100 de ani de dormit! Ei bine, nu mai pot aștepta! Gata! Rupem punga! O rupem! Ești foarte gustos la interior! Cu toate acestea, tot nu înțeleg această mâncare umană! E prea grasă pentru mine! Sunt pe dietă de sânge acum! Să decorăm totul frumos în stilul meu! Așez popcornul într-un sicriu și ascund un schelet înăuntru! Asta va fi o surpriză! Apoi torn sirop de ciocolată! Gata! Măiculiță! Ce e cu zgomotul ăsta? Wow! Popcornul meu s-a pregătit în timp ce eu mă uitam pe TikTok! Cred că mi-am petrecut o oră acolo! Ai, e fierbinte! A ieșit destul de bine! Mirosul de popcorn proaspăt e minunat! Jess, încearcă mai repede! Wow, totul arată atât de minunat! Și asta ce mai e? O bombă? Sau poate... A explodat! Toată pe fața mea! Cine s-a putut gândi la asta? Și asta ce mai e? Pare ciudat, dar delicios! E dulce! Ce se întâmplă? Ce fel de popcorn mai e și ăsta? Un schelet? Îngrozitor! Mi-a stricat tot apetitul! Și ăsta ce mai e? Un porumb întreg? Să încercăm? Delicios! El învinge! Felicitări! Ura! Am câștigat! Ce e cu fețele voastre? Și acum, ultima masă pe care vreau să o gust! Gogoașă! Pregătiți-vă! Sunt încă flămândă! Ascultăm și executăm, micuțul Jess! Ați auzit cu toții? Hai să începem! Șeful este gata, Miley la fel, iar Dracula pare să aibă un plan! Ce face? Avem o cursă! De ce atât de repede? Gogoașa mea este deja gata! Cum vi se pare? Perfect! Nu înțeleg ce tocmai s-a întâmplat! Și cum a reușit Dracula să gătească atât de repede? Dar să lăsăm asta! Nu viteza contează, ci calitatea! Îmi asum responsabilitatea calității mele și vă garantez cele mai bune gogoși din lume! Voi pregăti aluatul și apoi le voi prăji! Tocmai ce mi-au oferit un gadget nou pentru prăjit gogoși de ziua mea! Să le încercăm! Așa! Acum punem masca! Siguranța e pe primul loc! Vom avea un adevărat spectacol cu foc! Cum vi se pare asta? Iar eu voi face o gogoașă din pâine! E o pâine foarte gustoasă, așa că nu vă faceți griji, totul e sub control! Am nevoie de o formă rotundă, iar chipsurile mele preferate sunt rotunde! Așa, perfect! Și acum, să-mi aduc aminte lecțiile de karate! Senseiul meu ar trebui să fie mândru de mine! Lovitura degetului nemuritor! Mișcarea mea semnătură! Așa! Punem gogoșile pe o farfurie! Adăugăm frișcă! Și bomboane! De ce sunt cu toți atât de plictisitori?
O, ce face șeful? Gogoșile ei arată grozav. Așa ceva nu se poate. Cremă roz? Wow! Am avut o idee genială! De ce ne amintesc gogoșile? Exact, de un colac de salvare! Și unde putem găsi colace de salvare? Corect, în piscină! Deci să facem o prezentare de succes în piscină! Punem bomboane colorate, adăugăm gogoașa și o punem pe Barbie! Gata! Toată lumea e atât de nepricepută! Eu știu ce le place copiilor! Monștri ca mine! Acum voi adăuga niște dinți, aripi, ochi și niște sirop de căpșuni! Gata! Arată ca mine când eram copil! Se pare că sunt cu toții gata! Să gustăm! Wow, ce gogoși frumoase! Miros atât de delicios! Vreau să încep cu astea! Nu sunt rele la gust, dar ce urmează? Oh, asta pare ciudat! Dar delicios! E dulce! Ce se întâmplă cu gogoașa mea? Arată atât de amuzant cu dinții ăștia! Seamănă cu Dracula al nostru! E foarte gustoasă! Și asta ce mai e? Wow, ce Barbie frumoasă! Asta e o gogoașă? Cu cremă atât de colorată! Trebuie să gust rapid! Wow! Magic! Gogoașa aceasta câștigă! Ha, cine e cel mai bun aici? Eu! Nimeni nu se compară cu mine! Nu, Jess! Trebuie să spui că gogoașa mea e cea mai gustoasă! Te-ai înșelat! Spune că gogoașa lui Dracula e cea mai bună! Eu te conduc! Îndreaptă-ți degetul spre gogoașa mea! La porunca contelui Dracula! E cea mai bună gogoașă din viața mea! Ați văzut? Invidiați în tăcere! În prima rundă trebuie să-mi gătiți un tort! Tort? Ușor! Trebuie să încep cu aluatul pentru blat! E totul foarte simplu! Am nevoie de făină, ouă, lapte, puțin zahăr și cel mai proaspăt suc de lămâie! Și chiar că e simplu, trebuie să repet după bunica! Au! Doare! Bunico, ce faci acolo? Uită-te unde sare sucul de lămâie! Emma, iartă-mă! Nu am observat! Să mă întorc la viitorul blat! Amestec și e deja gata! Mai rămâne să-l pun în forme! Trebuie să o fac cu mare grijă! Nu! Nu vreau să mai am de-a face cu făina! Mai bine-i fac lui Kate un tort cu alte gustări la bază! Pentru început am nevoie de niște gumă Hubba Bubba! Doar că nu o pot întinde singură! Am nevoie de artileria grea! O presă pentru asfalt e perfectă! Este! Și acum e timpul pentru ursuleții de jeleu! Important e să-i pun în tigaie ca să se topească! Perfect! Acum trebuie să iau cu grijă tigaia cu ajutorul unor instrumente speciale și să torc jeleul topit pe blatul de gumă. Și acum trebuie să repet. Al doilea strat de gumă. Și ăsta încă nu e ultimul. Așa că am nevoie de o macara. Acum e gata! O, se pare că și bunica a gătit ceva! Da, am gătit! Blatul pentru tort e gata! Timpul să-l împart în două, iar între jumătăți voi pune frișcă! Va fi foarte delicios! De ce te uiți așa? Pentru că e plictisitor! Uitați-vă la tortul meu! Și asta nu e tot! Îl voi decora cu niște strop de colorant alimentar ca să-l fac mai colorat!
Doar picăturile nu mi se potrivesc. Trebuie să împrăști colorantul pe tot perimetrul tortului. Frumusețe! Acum voi face o gaură în mijlocul tortului, iar înăuntru voi turna cât mai multe bomboane Skittles. Toată lumea le adoră, așa că nu vor fi în plus. Se pare că nu au fost îndeajunse bomboane roșii. Dar nu-i nimic, mai am! Priviți și invidiați-mă! Uitați, așa trebuie să arate un tort adevărat! Interesant! Trebuie să-mi decorez și eu tortul. Dar bomboanele sunt banale și nesănătoase. Căpșunile sunt cu totul altceva. Pentru început trebuie să mă scap de codițe. Apoi trebuie să le tai în două și să le lipesc pe tort. A devenit incredibil de frumos! Nu! Incredibil de frumos e tortul meu! Pe care am decis să-l decorez cu un curcubeu! Interesant! Iar eu voi adăuga niște frunze proaspete de mentă și o felie de lămâie. Așa va fi mult mai frumos! La mine e oricum mai bine! Cine a zis? Tortul meu e mai frumos! De ce vă certați? Ciudat! Și eu trebuie să-mi decorez tortul! Adevărul e că mi-a mai rămas doar o gumă, dar merge și așa! Hei! Nu credeți că ajunge cu cearta? Să decidă Kate! Wow! Ce frumusețe! Nici nu știu cu care să încep! Toate arată foarte apetisant! Fie ca primul să fie al bunicii! Ce? Acru? Ce mai e și asta? Lămâie? Bunico, de ce ai adăugat atâta lămâie? E imposibil să-l mănânci fără să te încrunți complet! Următorul candidat e tortul șefului Zec! Nu e doar frumos, ci și foarte mare! Și înăuntru are o grămadă de bomboane Skittles! Tare! Gustul e incredibil! Wow! Și ce mai e și cu acest tort roz? Parcă ar fi un tort pentru Barbie! Emma, chiar ai făcut un tort de gumă? Nu am mai văzut așa ceva niciodată! Wow! E foarte delicios! Nu credeam că un tort de gumă poate fi atât de bun! Și știți de ce e așa de bun? Pentru că din el se pot face baloane grozave! Nu e doar delicios, e și haios! Emma, tortul tău câștigă în runda asta! Ura! Nu degeaba m-am străduit atât! Ce va trebui să gătim în runda a doua? În a doua rundă îmi veți găti ouă ochiuri! Azi nu am luat micul dejun, de aceea le voi gusta cu plăcere! Ochiuri se face! Mai întâi trebuie să separ în mod profesional albușurile și gălbenușurile! Pot face asta cu aruncare și un cuțit! Cât de sofisticat! Crede că e greu de făcut? Nu e deloc așa! Vai, se pare că e într-adevăr greu! Ce să mă fac? Era ultimul ou! Chiar! Mă va ajuta o seringă obișnuită! Cu ajutorul ei pot lua separat albușul și gălbenușul și le pot pune într-o tigaie încinsă. Și pentru ca ouăle mele să fie neobișnuite, nu voi face unul, ci multe micuțe! Uitați ce minunăție! Parcă ar fi ochiuri pentru păpuși! Am de făcut o treabă complicată! Va trebui să colorez puțin albușurile ca să fie mai aprinse! Acum, cu ajutorul unei seringi, pot face ouă ochiuri curcubeu! Iar gălbenușul va fi pe post de soare! Nu-i așa că e grozav? De ce atâtea complicații? Pot face cel mai drăguț ouă ochi în formă de pisică! Și gălbenușurile seamănă cu ochii! Ta-da! Doar priviți ce drăguț mi-a ieșit! Bunico! Ce faci? Din cauza ta mi s-a împrăștiat soarele! Din greșeală! Dar mi-a ieșit o pisicuță drăguță!
se poate așa! Nu e cinstit! Asta eu voi decide! Cred că voi începe cu ouăle mici de la Kate! Delicios! Dar foarte puțin! Deși ideea e interesantă! Dar ce a făcut șef Zec? Iac, ce mai e și scârboșenia asta? Nu voi gusta gălbenușul ăsta scurs! E îngrozitor! Iar pisicuța bunicii o voi gusta! Arată foarte neobișnuit! Și e delicioasă! Bunico, te felicit cu ocazia victoriei! Mulțumesc! Știam că ți-va plăcea! Interesant! Ce vom găti în ultima rundă? Vreau churros! Știi ce înseamnă? Desigur! Voi face asta cu ușurință! Pentru început, ceva ușor! Trebuie să amestec făina, zahărul și apa! Pentru ca aluatul să nu aibă cocoloașe, îl voi amesteca cu aparatul meu! Dacă azi gătesc cu coloranți, de ce să nu-i mai folosesc încă o dată? Mi-a ieșit un amestec roz albăstrui! Cu ajutorul unei pungi obișnuite, voi turna churros de mărimea perfectă direct în uleiul încins! Nu sună greu! Trebuie doar să repet după profesionist! Vai! Nu, punga nu se potrivește pentru asta! Tot amestecul a dat pe afară! Ce scârboșenie! Nu-i nimic! Pot face churros din bezele! Și așa sunt delicioase, dar cu ulei vor fi și mai bune! Nu știu ce înseamnă churros, dar învăț rapid! Voi amesteca aluatul în sticlă! Așa va fi mult mai comod! Acum trebuie să agit bine sticla pentru ca amestecul să fie omogen! Vai, am exagerat puțin! Bunico, liniștește-te! V-a picat totul de pe masă! Sunt bine! Mulțumesc pentru ajutor! Ce mai? Timpul să fac churros perfecte! Le voi găti în cuptor! Tava e pregătită! Puțină înghețată nu va fi în plus! Face totul mai delicios! Ultimul retuș, bomboane colorate! Așa va fi mai frumos și mai delicios! Bunico, ce mai e și asta? Cum ce? Churros! Uitați ce churros grozave mi-au ieșit! Trebuie să le adaug miere și sunt gata! Nu sunt churros, sunt fursecuri obișnuite! Oare ce gust vor avea ale mele din bezele? Voi nu înțelegeți ce înseamnă churros adevărate! Dar poate că e mai bine așa! Kate, ți-am pregătit cele mai adevărate churros! De-abia aștept să încerc fiecare gustare! O să încep cu cea a Emei! Da, sunt doar bezele topite! Nu voi mânca asta! Bunico, te-ai străduit desigur! A ieșit delicios! Doar că sunt fursecuri, nu churros! Iar șef Zec chiar s-a străduit! Desertul lui e cel mai asemănător!